Conducerea Jefedorș continuă seria de promovare a fotbalului juvenil. Bănia va organiza marți pe 8 aprilie un meci pe care probabil juniorii Under 15 nu-l vor uita toată viața. Micuții fotbaliști din selecționata României și cea Doljului se vor înfrunta nocturn de la ora 19 pe legendara arenă Ion Oblemenco. Generația de 99 este o generație, considerăm noi, de viitor a orașului Craiova și, de ce nu, a fotbalului românesc, urmând ca și în cel mai scurt timp cu selecționata județeană de Under 17, deci copii născuți în 1997, să ne deplasăm de asemenea la București pentru un meci amical cu Naționala României lui Costel Gâlcă. Silviu Bogdan a vorbit și despre problemele fotbalului românesc, ce pornesc, în opinia sa, de la lipsa infrastructurii. Orașul Craiova trebuie revigorat din temelii, la nivel de copii și juniori. Din păcate, cea mai mare problemă este bazele sportive, baza materială. Dacă vom rezolva acest lucru prin administrațiile publice locale, eu zic că viitorul fotbalului Craiovan va suna foarte bine. În deschiderea partidei de la ora 18 va avea loc o întâlnire între echipe de copii.